Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician. Ce zile am ajuns să trăim în România. Parcă văd vara anului 2012, vara anului 2007, când discutam despre suspendări de președinți, când discutam despre mari crize constituționale, despre bulversarea societății și a echilibrului de putere în România. Am ajuns într-un moment foarte delicat, foarte complicat pentru țară. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce se va întâmpla în următoarele zile și de aceea trebuie să fim lucizi și să gândim cu mințile noastre ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să încercăm să dăm la o parte propaganda și manipularea, da, care vor fi prezente zi de zi probabil pe televizoare și în mass media. Facem o ediție specială cu cel care știe cele mai bine, cât de mult costă o țară o criză politică de asemenea amploare. O țară cât de mult poate să fie afectată de o asemenea criză. Un om politic care a trecut prin două suspendări, îl știți, este fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună seara, domnule Băsescu, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Și ca să folosesc, de ce râdeți, să folosesc formula mea standard, le place unora sau nu le place, cred că sunteți cea mai avizată persoană ca să vorbiți în zilele acestea despre ce se întâmplă în România. Pentru că ați trăit istoria pe pielea dumneavoastră și nu e istorie din trecut, e chiar istoria noastră recentă. Domnul Mănăstire, am trăit istoria recentă pe pielea mea, la fel ca și românii, și ei au trăit istoria recentă pe pielea lor și eu pe a mea. Da. Însă, deși am avut ani în șir cu opoziție teribilă, doar 3 ani jumătate am avut guvern, să zicem, partener, am lăsat funcția de președinte intactă ca atribuțiuni și justiție izolată de influență politică. Astăzi suntem într-un moment de cumpănă, care trebuie tratat ca atare. Președintelui se ia tot mai mult din atributul de șef al politicii externe. Merge doamna Dăncilă în străinătate, stabilește președintele Camerei mutarea ambasadei la Tel Aviv, la Ierusalim. Președintele nu-i consultat pe probleme de politică externă și e din când în când trimis la Sofia, eventual să stea la masă cu kosovarii. Cam asta a rămas din atributul, unul din atributele fundamentale. Am să spun o răutate. Poate președintele Iohannis este un președinte slab și nu poate face față acestui război cu PSD-ul și cu gruparea lui Dragnea. Cine-i PSD-ul știa toată lumea. Dumneavoastră cel mai bine. Iohannis nu. Pentru că o să mai spun a doua răutate pentru început de emisiune. Iohannis a guvernat cu PSD-ul cât a fost primar. Dumneavoastră nu mi-aduc aminte să fi guvernat cu PSD-ul. Cu PSD-ul nu. Pe asta încă n-am reușit. Sunt fapte, fără să se supere nimeni. Și fără să fiu catalogat ca anti... Iohannis, da. Din potrivă, eu cred că președintele trebuie sprijinit acum, pentru că țara se pregătește să intre într-un derapaj. Pe politică externă odată și odată intrată în derapaj de politică externă este și în derapaj de securitate. Sunt legate, îngemănate politica externă și securitatea. De asta sunt la președinte amândouă și nu una la unii și alta la alții. Și pe justiție. Pe justiție, după decizia pe care eu o consider neinspirată a Curții Constituționale, chiar dacă sunt argumente frumos scrise, dar trebuie citit argumentul odată cu Constituția, nu doar trimitere la articole din Constituție. Pentru că, într-adevăr, Constituția spune foarte clar la articolul 132 la 100
32 că procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic sub autoritatea Ministrului Justiției. Deci asta spune și Curtea Constituțională aduce acest argument. Pe de altă parte... Deci cum înțelegeți dumneavoastră autoritatea? Vă spun imediat. Că toți suntem la capitolul ăsta. Vă spun imediat. Pe de altă parte, asta reținem pentru Ministrul Justiției, că procurorul își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. Pe de altă parte, avem articolul 94, care la atribuțiunile președintelui spune că numește în funcții publice în condițiile prevăzute de lege. Deocamdată, legile în România spun că președintele numește procurorii la propunerea Ministrului Justiției. Asta e legea 303. Cu avizul CSM. Aviz consultativ. Nu este aviz... Nu avem o altă lege. Cei nu de la avem, PSD n-au schimbat. Legea în... N-au schimbat-o PSD-știi, deși a fost scandal mare, da, pe numirea procurorilor șefi și legea a păstrat, deocamdată a păstrat nici chestia măcar asta. Nu discutăm de legile revizuite de PSD. Discutăm de legea în vigoare, care îl face pe președinte să numească. Aici am văzut o formulare care pur și simplu mă face să cred că suntem considerați fraieri. Curtea a stabilit că articolul 94 din Constituție este un text cu caracter general, cel în care se spunea președintele numește în funcții publice. În schimb, articolul 132 din Constituție este un text cu caracter special care stabilește o putere de decizie a Ministrului Justiției asupra activității desfășurate de procurori. Păi, domnii ăștia de la nu, curte... Nu. În primul rând, spuneți-mi care din articolele din Constituția României este un articol special. Toate sunt speciale și egale, sunt speciale și egale între ele, deci, domnule președinte, aici ca putere ni constituțională. Ni se vând formulări care nu au fundamentare în Constituție. Vă recitesc ca înțeles. Să înțelegem. Mai toate articolele sunt egale, corect, și dar mai citesc o dată. Mai citesc o dată pentru că vreau să corelăm cu ce ne spune aici Curtea Constituțională. Spune așa. Constată existența unui conflict juridic de natură constituțională la punctul 1 și la 2 zice președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcția procurorului șef al DNA, doamna Laura Codruța Chioveși. Deci, un ordin pentru... Urmează să... Președinte, urmează frază să... Frază foarte da, clară. Urmează să... Care este un comandament, practic da, este un plecând ordin. Plecând de la premiza falsă că acel articol este unul special, care spune că Ministrul Justiției este... procurorul lucrează sub autoritatea lui. Dar această hotărâre, și recitesc articolul 102, îl pune... sub autoritatea Ministrului Justiției pe președintele României. Dumneavoastră înțelegeți ce aberație? Recitesc. Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic sub autoritatea Ministrului Justiției. Nu-i pus nicăieri că președintele însuși este sub autoritatea Ministrului Justiției în procesul de nominalizare sau denominalizare a procurorilor. Și chestiunea deci, se stabilește prin lege, iar legea este cât se poate de clară că președintele numește și revocă. Da, dar eu subliniez încă un lucru. Este prima dată când printr-o hotărâre a Curții Constituționale președintele României este pus în subordinea unui ministru. Cum ați spus dumneavoastră înainte de emisiune, l-au defrișat de atribuțiuni. Da, de atribuțiuni, că tot vorbim de scandalul cu pădurile și de astăzi, da? Da, deci, bun.
Îmi pare asta inadmisibil. Este situația. Aici am punctat, aici suntem. Acum, ce se întâmplă mai departe? Sunt mai multe variante. Să începem cu cea mai ușoară, cea mai frumoasă și cea mai elegantă. Cea mai ușoară ar fi ca doamna Codruța Chioveși să-și dea demisia. Dumneavoastră ce ați făcut în situația asta? Nu, stați. Vă rog. Stați că... Deci, doamna Codruța Chioveși să-și dea demisia ar fi. Păi să-și dea demisia. A doua ar fi ca președintele să execute dispoziția pe care a primit-o de la ministrul justiției și de la Curtea Constituțională. Își dă foc la scaunul de președinte. Nu, dă foc... Instituție și Constituție până la urmă. Structurilor de putere ale statului român. A treia variantă este ca președintele să refuze revocarea și să-și asume riscul unei suspendări. Din care n-are cum să piardă. Atenție, dar... pierdem în nuanțe. Dacă refuză suspendarea, practic încalcă Constituția. Emiterea decretului, nu. Încalcă hotărârea Curții Constituționale. O dispoziție a Curții Constituționale. Care, asta nu sigur, înseamnă încălcarea Constituției, ba da, de fapt. Ba da, asta înseamnă. Asta ca înseamnă. Să fim corecți. Încalcă Constituția. Dar degeaba ar încălca Constituția pentru nimic. Pentru că hotărârea prin care președintele a fost defrișat de dreptul... Rămâne în picioare. Pentru de a viitor. Numi procuror rămâne pentru viitor. Pentru Iohannis, pentru atunci, un alt președinte, pentru oricare. Și atunci soluția ar fi fost ca de astăzi președintele să adreseze o scrisoare Parlamentului prin care să-l informeze că va... emite decretul de organizare a unui referendum pentru a întreba poporul dacă este de acord ca numai ministrul justiției să fie implicat în numirea și revocarea procurorilor sau ministrul justiției și președintele României. Și dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta și ar câștiga referendumul, decizia tot ar rămâne valabilă. Da, da, devine obligatorie pentru Parlament. Și referendumul este mai puternic decât decizia Curții Constituționale? Categoric. Și Curtea Constituțională trebuie să se supună acționarului suprem al puterii. Domnule președinte, pe n-am avut referendum, l-ați făcut dumneavoastră pentru 300 de parlamentari. Curtea nu respectă, Parlamentul nu respectă. Nu, Curtea l-a respectat. Parlamentul nu l-a respectat pentru că nu există sancțiuni. Dar eu discut... Ce aș face din punct de vedere politic? Un referendum, practic, pentru temă de justiție. Pentru că altfel Iohannis va rămâne în istoria României ca președintele care a pierdut și atribuțiunile de politică externă și atribuțiunile de Mai numire. Are timp să facă referendum președintele? Dar aș declanșa astăzi procedura, și mâine. Și dumneavoastră spuneți că dacă ar declanșa președintele Iohannis referendum și l-ar câștiga, da, în sensul că România ar spune, domnule, trebuie să lăsăm pe președinte în procedura de numire a procurorilor, el cu decizia asta, cu referendumul câștigat, ar putea să bată decizia curții? Categoric, da. Și curtea este obligată să țină cont de voința poporului, pentru că avem articolul 2. Să-l citim. Care spune că suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite în alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Deci, este un act de suveranitate pe care Parlamentul deci, o respecta, deci, cum spuneați dumneavoastră, întoarcerea la popor. Întoarcerea la popor. De ce? Pentru că nu trebuie desfigurată instituția prezidențială. Avem președinte ales prin vot direct, legitim, perfect, și care are dreptul să ia decizii și prin prisma legalității și prin prisma oportunității. Am văzut o prostie mai mare decât mi-am putut imagina că poate fi fabricată de o curte constituțională care spune... Președintele n-a adus argumente tehnice, a vorbit numai de oportunitate. Păi, domnul Mănăstire, președintele când întoarce o lege înapoi în Parlament, spre exemplu, o poate întoarce pentru neconstituționalitate sau pentru oportunitate. Deci întorc legile pentru oportunitate la Parlament
și n-am voie să decid pe oportunitate schimbarea sau nu a unui procuror? Deci, practic, în opinia dumneavoastră, este singura șansă a președintelui Iohannis să iasă din situația asta complicată, așa să este, convoace un referendum. Chestiune care îi și permite să spună referendum întâi, în 30 de zile îl organizăm, dar sau în septembrie, după referendum, dar funcție de rezultatul referendumului până în aplicare. Și în acest timp poate rămâne doamna Chioveși șefă la DNA? Poate rămâne, atenție, eu nu sunt un fan al doamnei Chioveși. Așa am aflat. Pe mine mă alarmează cumplit efectele acestei decizii, pentru că am fost președinte 10 ani și înțeleg care sunt efectele pentru țară. Președintele este anulat pas cu pas, iar noi avem un sistem executiv cu cheie dublă. Și acum unul a luat o ială și a băgat-o în buzunar. Și l-a lăsat cheia de la președinte și a băgat-o el în buzunar și a zis, e la mine, nu ți-o dau. Nu se poate. Acum vreau să vă spun despre efecte, domnul Mănăstire. Revenim la controlul procurorilor ca în 2004. Deci, atenție, nu vorbesc de judecători. Dacă rămâne în picioare această decizie și nu o bate referendumul de care vorbeați. Dacă îl organizează președintele. Păi, eu n-aș lăsa asta. Știu când că a anunțat președinte Iohannis că face referendum pe justiția? Deja are o aprobare pentru un referendum. Eu n-aș mai sta pe gânduri prea mult. Și l-aș fixa. Poate e nefericit să spui suntem în iunie, îl pun în iulie. Deși l-aș pune cât de repede. Da, pot să spun, domnule, am emis decretul, referendum în 15 septembrie. Și dacă pierde referendumul? Domnule, îl pierde, pleacă. Unde să plece? Din funcție. M-am emoționat. Unde pleacă? La Sibiu? Deci, dumneavoastră spuneți, dacă el pierde acel referendum, pleacă din funcția, așa e onorabil? Așa e onorabil. Ai pierdut referendumul, că nu ai. Dacă îl pui în paralel cu niște alegeri, bun, poate fi altă situație, să nu se îndeplinească majoritatea cu care să treci un referendum, deși acum e mai ușor, că au redus la 30% prezența la referendum. Au modificat după ce au luat bătaie pe sediștii de două ori de la dumneavoastră. Cu 50%, da, au redus la 30%, ceea ce ușurează sarcina unui referendum. Dar dacă totuși, chiar dacă nu-i valid, să spunem că nu se prezintă românii, dar el câștigă tehnic, în procentaj, cum ar veni la masa verde, da? Da, dacă el câștigă în procentaj, nu poate să se considere învins. Și atunci își vede de drum. Este ok. Credeți că consilierii președintelui au luat în calcul lucrul ăsta? Este scenariul pe care îl discutăm în această seară. Uite. Și practic este cheia de fugă, practic. Da. Singura variantă să iasă din clinci. Depinde și cât discută președintele cu consilierii. Nu știu. Eu vă pot spune și o spun public și consilierii mei, marea majoritate sunt în spațiu public. Și Fota, și Chifu, și Claudiu Dinu, și Diaconescu. Eu îi chemam și de două ori pe zi. Odată dimineață, pe la 11, după ce citeam tot ce era sosit în cursul nopții și la prima oră dimineață, și odată pe la 5-6. Pentru că ziua se derula, veneau informații, veneau telegrame de la ambasade, erau evoluții în politica externă. Puține erau zilele în care nu ne vedeam de două ori. Și se încingea câte o dezbatere de aia de tip uneori hărmălaie, să vedeți, dezbateri și contradicții între Fota și Chifu, dar din care eu îmi trăgeam informație. Fiecare cu argumentul lui. Domnule Fiecare Băsescu, cu al lui. Vreau să mai stoarcem din informația asta foarte importantă legată de referendum, da? Să stoarcem informații, da? Bun. Credeți că are putere politică președintele Iohannis să-i bată pe cei de la PSD? Mai are resort să câștigem un asemenea referendum, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, un referendum presupune campanie. Da. Asta este ca un fel de campanie electorală. Nu, e o dita mai campanie, care înseamnă resurse, înseamnă oameni, înseamnă putere, mobilizare, efort, muncă, da? Păi are un partid mare. Țin minte cu garajul dumneavoastră. Are deci un partid a fost mare. Muncă, bătaie politică. Păi da, și
nefiind suspendat, dacă rămâne numai pe referendum, are toată logistica la dispoziție. Plus logistica unui partid de talia PNL-ului, care are toată infrastructura fostului PDL. Deci are cu ce se bate cu PSD-ul. Totu-i să se bată. Domnul Mănăstire, până acum v-am vorbit de președinte. Deci pe mine nu mă doare Chioveși. Nici nu mă interesează. Deci în cazul acesta problema mea nu este Chioveși. Problema mea este legată de atribuțiunile președintelui, pentru că un stâlp al puterii cu autoritate maximă este pur și simplu tăiat, cum se taie buștenii prin pădure, cum taie ăștia brazii prin pădure, așa-i tăiată autoritatea președintelui, pentru că nici nu i-a pocit de la început. Nu i-a pocit. Când au venit cu al treilea guvern, scriam eu pe Facebook degeaba: domnul președinte, pune-i să semneze un protocol, nu le da premierul până nu-ți pun director la SIE, nu le da premierul până nu se angajează cu ambasadori, cu obligațiile pe care le au. Mă rog, dânsul a vrut să guverneze altfel cu PSD-ul. Nu, cu PSD-ul nu se poate niciun altfel decât cu bâta. Cu bâta? Cu bâta. N-ai soluție. Cu PSD-ul... Pe a zis și Orban că o să punem bâta pe PSD, apropo Gheoaga, dar nu prea reușesc. N-am citit, din înțeleptul Orban, dar cu PSD-ul ori te bați de dimineață până seara ca să obții ceva, ori dacă te prind în moleșală, e vai de tine, te lasă fără atribuțiuni, ori de câte ori au ocazie. Și joacă președintele Iohannis, practic, mandatul și, nu, practic, știți ceva, cariera politică. Nici nu îmi pasă dacă președintele Iohannis își joacă mandatul lui. Eu nu vreau să dea mandatul de președinte PSD-ului la alegerile următoare și nu vreau să avem un președinte lipsit de putere, un președinte marionetă, ca și cum ar fi ales la negocieri între partide în Parlament. Pentru că nu, dacă Iohannis devine un președinte marionetă, următorul președinte oricare se va numi va fi la fel. Și nu vom mai ieși din bucla asta niciodată. Domnul Mănăstire, vreau să vă imaginați, nu pe Tudorel Toader, da? Următorul ministru al justiției pe această hotărâre a curții. Rău, să vă dau nume, Șerban Nicolae sau de Ion Iliescu. Sau unul prost. Știi, poate fi unul rău, unul prost. La ei te poți aștepta la toate variantele. Imaginați-vă că ei sunt partidul care a mers la Argeș să-l susțină pe președintele Consiliului Județean, care a luat 9 ani de pușcărie. Niculescu, da. Aici, la București, au mers cu Bivolaru. Deci ei sunt un partid care, imaginați-vă, un ministru al justiției după această hotărâre că face din sistemul judiciar, spune simplu un control în 3 zile, spune ai 3 dosare întârziate, au depășit 6 luni, revocare, și președintele ca o maimuță în baza acestei hotărâri semnează. Și n-are ce face. Imaginați-vă că iau aceste hotărâri în sediul la Chiselev. Pe cum s-a mai întâmplat? Cum se întâmpla în timpul doamnei Stănoie? Celebre stenograme PSD. Apropo, da, o mică paranteză de curiozitate. De ce nu v-au arestat atunci în 2002-2003? N-au apucat? Păi, deci, apucat. Cum? Aveau toată puterea. De ce nu v-au arestat? Aveau toată puterea. Că Stănoiu spunea că povestea cu Traian Băsescu acum este și mai așteptam niște avize, niște ok-uri. Așa se înțelege din discuție. Din câte știu, șefii din DNA n-au fost în acord cu Amarie? Această... Da. Păi Amarie n-a vrut să semneze nici rechizitoriu. Și nu l-a semnat. Deci, cum ar veni, foștii șefi ai PNL-ului n-au fost de acord cu arestarea dumneavoastră. Nu, așa știu. Păi de ce nu i-au schimbat, Rodica Stănoi? N-au mai apucat, s-a produs au venit... în scurt. S-a intrat în campanie, ei aveau nevoie să...
și nu mai puteau să vă aresteze în campanie, pentru că era tot era un scandal internațional și prea așa de mai departe. Da. Ați avut noroc, așa. Noroc că era campanie. Alții poate nu să aibă noroc, Doamne ferește, dacă se întâmplă ce se întâmplă. Sau alții n-au avut. Deci, domnul Mănăstire, pericolul major este că au venit din nou procurorii la mâna politicului. Fiind scoasă cheia de control, președinte care e sau nu e de acord cu schimbarea unui procuror șef, e sau nu e de acord cu schimbarea unui procuror șef adjunct sau șef de secție, s-a ajuns din nou la mâna ministrului numit politic. Imaginați-vă-l pe Dedi, hai să punem filmul complet, cu doamna Dăncilă, ministrul justiției, și câțiva baroni din patrie supărați. Păi vin la Dedi spune lui Dăncilă, ia schimbă-l pe nenorocitul ăla, că ia uite, fac dosar penal lui Oprișan. Și îl schimbă. Îl schimbă și președintele trebuie să semneze, să devină părtaș. Dom'le, e revoltător cum au putut să-l pună pe președintele României în subordinea ministrului justiției. Este inadmisibil ce au făcut. Pentru că zice că procurorii sunt sub autoritatea ministrului justiției, ceea ce e articol constituțional, nu-l discutăm. Dar această autoritate nu înseamnă că îl pui și pe că îl încalecă pe președinte ca să se facă hatărul ministrului justiției. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu e o pledoarie pentru procurori. I-am văzut pe unii și neisprăviți și ticăloși și foarte mulți, probabil foarte buni profesioniști. Dar am văzut și în scenări cu ei, am văzut și știu și când întrebau dă-ne ceva despre Băsescu și pe Dan Andronic Sorin și pe Brejnar. Sorin Brejnar, fostul șef al ANAF-ului, și a recunoscut lucrul ăsta. Și pe Ana Maria Andronic, Pătru, da. Dă-ne ceva, un denunț despre Băsescu. Deci îi știu, nu îi apăr pe procurori, eu apăr președintele acum. Păi și procurorii ăștia, dacă au făcut abuzuri, având practic șef pe președintele României, pot să facă abuzuri iar și fiind controlați de ministrul justiției. Să știți că eram președintele României când au fost inundații, domnul Mănăstire. N-ai cum să controlezi asemenea sisteme. Primești informații. De unde să știe Iohannis ce face Portocală? De unde să știe Iohannis ce a făcut nărodul ăla de procuror? Păi înseamnă că procurorii nu au sisteme de reglementare interne, domnule Băsescu. Domnul, cariera procurorilor și a judecătorilor răspunde CSM-ul. Păi sunteți de acord că nu putem să-i lăsăm pe procuror să haiducească în România? Nu putem. Cum au haiducit? Unii dintre ei au haiducit, domnule Băsescu. Și acum o să haiducească mai puțin sub fiind scoasă cheia președinte? Păi nu, o să haiducească pe comandă politică. Acum poate că ei haiduceau de capul lor, de capul seriului, haiduceau la comanda seriei, acum o să haiducească la comanda PSD-ului. Domnul Mănăstire, cum rezolvăm până asta? Până una alta, păi să aducem finlandezi, că românii, să știți, și dacă sunt procurori, și dacă sunt judecători, și dacă sunt politicieni, sunt tot români, înțelegeți? Dar cum ne-am făcut niște idoli din procurori, apropo, că asta e o altă discuție. Nu din doamna Chiove și știu, din da. Domnii ăștia, da? Noi zicem că sunt Dar atenție, imaculați. Domnul Mănăstire, cel mai mare pericol acum, în raport cu cel mai mare câștig care a fost în acest 10 ani, independența magistraților, procurori sau judecători de politic. Independența magistraților de politic. Că unii din ei s-au dus, s-au predat la SRI, altă socoteală. Dar readucerea lor sub control politic este o crimă. Asta e o mare achiziție a ultimilor 14 ani. Independența magistraților, procurori și judecători de politic. Pentru că nu-i nimic mai rău decât să ai procurorii dependenți de politic. Acum, că au ieșit la iveală probleme, că au ieșit ticăloasele protocoale. Astăzi, șeful SRI, domnul Helvig, a denunțat protocolul dintre SRI și Slavă Curte de Casație și Justiție, public, dar Curtea Supremă. Însă, dacă vreți să fiu foarte sincer, nu estimez că acel protocol este la fel de
ticălos ca cel cu parchetul general. Nu estimez. Pentru că totuși acolo sunt judecători. Judecători care... De ce credeți că președintele României tace? Își face o strategie zilele acestea, astăzi, mâine, probabil, este plecat din țară? Iar de random. Ce să vă spun? N-am altă explicație la așa o bombă de la Curtea Constituțională să taci. Da, ardelenii, măi, o luăm sub această scuză. E ardelean. Așteaptă să vadă. A plecat să încaseze, să primească un premiu onorific tocmai pe anticorupție. Uite, îmi amânam plecarea asta. Îmi amânam plecarea asta și astăzi pregăteam o conferință de presă cu argumentele președintelui. Spuneam, asta e calea pe care o urmez. Gesturile unui politician sunt analizate și președintele României este un politician. Plecarea dânsului din România în momentul ăsta e într-adevăr speculată, da? Că țara arde, pe principiu țara arde și, nu știu, babele se piaptănă, da? Cam asta e. Luăm, să știți, am vreo 4-5 titluri de doctor honoris causa. Nu m-am lăudat niciodată cu ele și nu mi-a... Ce să fac un premiu, dar știu că e... Onorific, da. Onorific, știi? Am văzut la unii, își pun în CV, doctor honoris causa la universitatea din... Timp politețe ți le dau aia, mă bagă în program, știi, te duci, ții la o universitate un speech și te fac doctor honoris causa, da. O întrebare directă și un răspuns sincer. Ce să facem cu premiile astea? Apropo de războiul cu PSD, nu credeți că președinte sau credeți că președintele Iohannis a avut, are sau a căpătat suficientă experiență politică încât să ducă asemenea războaie politice și constituționale cu partidele politice, pentru că, o mică paranteză, totuși președintele României a ajuns în funcție, venind de pe o funcție administrativă de la Sibiu și neavând, practic, o anvergură politică consistentă, serioasă. Nu a făcut parte din guvern, n-a fost președinte de partid. A fost în guvern. Când a fost în guvern? Ministru. N-a fost niciodată. Ba da. Când a fost? N-a fost. Trebuia să-l pună Crin Antonescu, dar n-a ajuns. A fost ministru. N-a fost niciodată. Și a vrut funcția de viceprim-ministru. N-a fost, nu? Trebuia să-l numească, dar n-a mai ajuns. Au rupt tăia USL-ul. N-a fost nicio zi președintele Klaus Iohannis ministru. Okay. Vine cu un bagaj politic și apropo de lupta asta politică, că asta este teza. E grea. Ați spus, cu PSD-ul trebuie să te bați cu parul, da? Citez din dumneavoastră acum câteva minute. Președintele României nu pare făcut din aluatul ăsta dur de bătălie politică angajată cu un partid care are metehne de partid totalitar, de partid stat. Și asta este în ADN-ul PSD-ului, că a fost Ponta, că a fost acum Dragnea, acum Iliescu și mai departe. Da. Nu poți face soft politică, soft power și cu PSD-ul. E foarte important să ai ieșiri frecvente pe lucruri delicate, nu să-mi spui ce bine e la Bucfest. Sigur, și acolo e bine să mergi. Dar să ai ieșiri frecvente să taxezi lucruri importante. Să-i ții pe ei în tensiune, nu ei să te țină pe o tine. O face președintele Iohannis. În ultima vreme atacă pe chestiuni economice. Da. După ce a ratat-o cu justiția, știi că după... Cred că i-am spus și la schimbarea mandatelor, domnul președinte. I-a spus? Asta e o știre. Am ținut-o eu 10 ani cu lupta împotriva corupției. Cred că trebuie introdus și alt mesaj de construcție. Bun, poate mai e necesar câțiva în mesajul de la președinte. Lupta anticorupție trebuie să continue, dar corect. Rămâne sau nu rămâne Iohannis în picioare? Vorbim despre asta, îmi răspundeți după o scurtă pauză comercială, pentru că mai avem multe de aflat de la dumneavoastră. Președinte al României, Traian Băsescu, da, domnule președinte, i-ați dat, cum să spun eu, o soluție președintelui în funcție, domnul Iohannis, o soluție ca să iasă din situația asta complicată după decizia curții. Este vorba despre un referendum pe temă de justiție, care să conțină o frază sunteți de genul următor. Sunteți de acord ca președintele României să fie implicat în numirea procurorilor șef de la Marile Parchete? Da sau nu?
Și cu acest referendum câștigat, dacă îl va câștiga Iohannis... Curtea Constituțională trebuie să valideze referendumul și este prima care trebuie să-l aplice. Că Parlamentul n-a scos lege cu 300 de parlamentari, sunt de acord. Dar Curtea Constituțională a spus este valid. Mai mult decât atât, Curtea Constituțională a cerut Parlamentului ca la modificarea Constituției și atenție, acel referendum este valabil. La modificarea Constituției să introducă rezultatul referendumului. Pentru că a fost tentativa de revizuire a Constituției și ăsta este unul din punctele pentru care Curtea Constituțională a întors proiectul de revizuire a Constituției la Parlament, spunându-i, atenție, aveți un referendum care a fost validat, introduceți-l în Constituție. Deci, în concluzie, sub o formă sau alta, în această vară sau în lunile următoare, vom avea un referendum, fie de demiterea președintelui, fie PSD-ul atacă pe Iohannis cu suspendarea din funcție și referendum, fie Iohannis va declanșa acest referendum pe temă de justiție. Deci vom avea, practic, o campanie, pre-campanie prezidențială în acest an, înainte de 2019. În locul domnului Iohannis eu aș face-o și unde am semne de întrebare. Eu nu sunt convins că PSD-ul va merge la suspendarea președintelui României. Ca să fim foarte clari. Pentru că și ei știu ce ți se întâmplă când suspenzi un președinte în primul mandat. Ce ți se întâmplă? Și care nici n-a... Ce li s-a întâmplat cu mine? Am câștigat referendumul cu 83%, da? Asta din punct de vedere politic. Dar ce consecințe sunt pe țară? Apropo, ca să mutăm, toți ochii sunt ațintiți acum pe noi. Comisia Europeană a venit cu un mesaj spunând că de chestiunile de justiție privește România, Ambasada Statelor Unite a comentat în aceeași idee că sunt chestiuni interne ale statului român și că nu le comentează. De regulă, domnul ambasador Clem era vocal prosusținător al doamnei Chiove și a justiției în general. Personal. Personal al doamnei Chiove și așa este, doamna, da? Doamna Chiove și în persoană. Deci, să știți că eu, spre exemplu, n-am cunoscut alți procurori și mi s-a părut să spunem acceptabil mandatul dânsei ca procuror general, de i-am dat un mandat și la DNA. Dar niciodată n-am personalizat instituția. Lucru care, din păcate, s-a întâmplat după ce am plecat eu o campanie întreagă, DNA și Codruța Chiove și fără Codruța Chiove și nu există DNA, e o prostie. Dar ce s-a întâmplat în anii ăștia? Începând 2015, președintele Iohannis a venit, discutam în pauză, a venit în fața CSM-ului, a dat un mesaj oarecum anunțând despărțirea de cele două mandate ale dumneavoastră și a spus, domnule, hai să terminăm o dată cu zarva asta din justiție, cu cătușe, cu spectacol la televizor, să intrăm pe o abordare mai discretă a justiției, da? Fără mare tantam, referindu-se la DNA. După două luni și-a schimbat discursul și între dânsul, între domnul președinte și doamna Chioveși, practic s-a sudat o cooperare, pentru că acum domnul Iohannis, domnul președinte și doamna Chioveși sunt legați politic umbilical, că vor, că nu vor, în mentalul colectiv, țara s-a rupt în două. Cei care sunt împotriva doamnei Chioveși și împotriva domnului Iohannis și cei care sunt pentru, da, și care îi susțin pe președinte și pe doamna Chioveși. Așa arată societatea noastră și ruptă. Aici este și un element de dificultate a președintelui Iohannis să n-a o revocat pe Codruța Chioveși. Pentru că foarte mulți susținători dânsului sunt și susținători doamnei Chioveși. Sunt chestiuni politice, electorale, cu alte cuvinte. Da. Vorba românului. S-a lipit ca timbru pe scrisoare. Pentru că la rândul ei, doamna Chioveși a făcut politică la cel mai înalt nivel. Cum? De ce cu ieșirile publice, cu uitați câte spitale se făceau, câte autostrăzi. Cât am confiscat. Pe sume inventate, că n-a confiscat nici măcar un euro de neamu. Ea spune, am indisponibilizat. Păi când umfli și spui că un teren l-a evaluat specialistul DNA-ului la 300 de milioane și el e 15 milioane, sigur că ție după, în legătură cu subiectul ăsta, apropo de ce se întâmplă la DNA, credeți că această instituție DNA-ul mai poate funcționa așa?
trebuie găsit un al doilea Morar care să o redreseze, pentru că Morar n-a făcut abuzuri, era profesionist, odată. În al doilea rând, eu știu disputa cumplită între Morar și SRI. Morar n-a permis SRI-ului să-și bage nasul în DNA, pentru că disputa s-a tranșat la mine în birou. Ajunsese cele două instituții și la... Și asta a fost de partea lui Morar sau de partea SRI? Am fost de partea lui Morar, că avea dreptate. I-am chemat și pe unii și pe alții ca să, să-mi fac responsabilitatea de mediator. Apropo de Morar, de ce credeți că a votat împotrivă? Au fost 3 voturi și Daniel Morar, actual judecător al curții, a votat practic împotriva sesizării guvernului și practic a votat pentru doamna Chioveși, deși au relație publică proastă. Morar nu e omul care să voteze pentru un om sau pentru altul. Pentru că îi place sau nu îi place de el. Nu. El n-are simpatii, n-are iubiri, el are legea și Constituția. Așa-l știu eu pe Morar. În mod cert, din acest motiv, că a fost subordonat președintele Ministrului Justiției și are responsabilitate de judecător de curte constituțională. Ce facem cu această curte? Pentru că Ludovic Orban, îl nominalizez, deși dânsul e vorba dumneavoastră sică mandolină, a zis că trebuie să desființăm, da, Curtea Constituțională. Adică trebuie să nu respectăm decizia curții. Domnule, se intră pe un teren foarte complicat. Dacă... Oamenii în stradă cam asta strigă. Dacă mergem acum în Piața Victoriei, tinerii spun, domnule, să distrugem cu această curte a PSD-ului. Nu se poate. Ce ar trebui să facem cu această curte? Gândiți-vă că această curte a ținut echilibru între instituții 28 de ani. A derapat acum și nu-i singura dată când curtea dă o decizie aiurea. Dar avem instrumentul referendumului pe care președintele trebuie să-l joace, după părerea mea, pentru că altfel asta rămâne și vom avea președinți fără atribuțiuni, președinți care nu mai stabilesc echilibru între partidele politice care influențează guvernul și justiție, spre exemplu, pentru că e foarte important acest echilibru ținut cu două chei, președinte și ministru care este al unui partid politic și are o majoritate parlamentară care îl presează în fiecare zi. Unii sunt de părere că ar trebui transformată această curte constituțională dintr-un organ juridico-politic, cum este acum definită în Constituție, da, curtea definită, și să o transformăm într-o la înalta curte de casație și justiție, cum este în Franța. Adică să dăm atributul de constituționalitate unor judecători profesioniști. Pentru că dânsii nu prea sunt judecători pe acolo. Mulți sunt politruci. Deși sunt juriști. Una din condiții să numești un judecător de curte este să aibă minim 18 ani de activitate juridică. Bun, asta au fost avocați, n-au fost judecători. Avocatul trebuie să știe tot atât cât știe și judecătorul la legi și la Constituție și la... Nu, n-aș merge în zona profesională. Este clar că este o instituție politico-jurisdicțională, pentru că proveniența ei este din politic. Numește Camera Deputaților 3, Senatul 3, Președintele 3. Judecători. Și în societate, și fac apel din nou la oamenii care au ieșit astăzi în stradă și se manifestă extrem de agresiv și, vocal pe internet, pe Facebook, da? Există un curent în societatea noastră, în țară, care spune așa, să terminăm odată cu politicienii, curtea este politizată, parlamentul e politizat, procurorii și așa mai departe, să scăpăm de politicieni. Ori o democrație nu poate funcționa fără politicieni. Așa este. Ce punem în locul curții? Ce punem în locul partidelor? Partidele sunt corupte, ticăloase și trebuie distruse. Ok, am înțeles. Și ce punem în locul lor? Să știți că partidele astea au băgat țara în NATO și în Uniunea Europeană, nu băieții din stradă. Partidele astea ticăloase. Deci au și ele rolul lor. Partidele astea ticăloase or să construiască până la urmă și autostrăzi. Știi că... Da, trece cam mult timp, îmbătrânim. De acord cu dumneavoastră.
Partidele astea ticăloase își asumă responsabilitatea apărării țării pentru că ele dau politicienii care răspund de securitatea națională. Deci, asta mai avem viața. Fix 3 minute și vreau să vă întreb cine câștigă acest meci. Mie îmi place foarte mult acest meci pentru că este un meci dur. Deci cine dacă, credeți că învinge? Dacă Iohannis joacă, îl câștigă. Și trebuie să joace referendum obligatoriu. Indiferent că îl suspendă sau nu. Dacă e și suspendare, le face pe amândouă într-o singură sesiune. Cu o singură tură. Da, pentru că el emite decretul și data. Dacă învinge la referendum, practic are al doilea mandat asigurat. E ca și pus pe masă. Și ce se întâmplă cu cei de la PSD? Practic atunci se rupe guvernarea. Ponta de-abia așteaptă, mustăcește. Nu știu dacă se rupe guvernarea, dar slavă Domnului, mai scăpăm încă 5 ani să nu avem președinte PSD, pentru că altfel ei oricum vor avea la alegeri un rezultat bun. La care alegeri? Astea prezidențiale? La legislative. În 2020? Da. Deci, de ce? Păi toate tâmpenile care le fac la guvernare nu vor conta? Da, domnul Mănăstire, toate tâmpenile din punctul meu de vedere și din punctul dumneavoastră de vedere. Că nu avem autostrăzi, că nu avem de aia. Dar au mărit pensiile, au dat ceva și la salarii și or să mai dea. Astăzi au anunțat că dau credite cu dobândă zero de 40.000 pentru tinerii de la 16 la 24 de ani. E o întreagă nebunie. O să mărească băncile, comisioanele și nu știu, ei, oamenii ăștia nu gândesc. Pentru șpăgi, pentru nu că mi-ați răspuns direct. Au pus 16 ani pentru că vor avea 18 ani și votează în 2020. Mi-ați răspuns cu dacă Iohannis, dacă. Vă întreb direct, câștigă Iohannis sau nu câștigă? Dacă face referendum, câștigă. Dacă nu face referendum, pierde? Riscă enorm să piardă. Dacă o lasă așa situația în aer, în sensul că nu o revocă, nici nu răspunde, da. În aer e și el. Dacă lasă situația în aer, e și el în aer. Vorbe Ardeleanului. Domnule, ce să faci dacă nu știi ce deci, să faci? Nu faci dreapta, nimic. Dreapta așteaptă o reacție dură a președintelui la subordonarea procurorilor către guvern. Dreapta cine? Dreapta politică sau dreapta oamenii de dreapta? Dreapta politică, da. Și oamenii de dreapta. Și dreapta politică, da? N-are instrumente. Deci vreau să spuneți că un președinte slab acum, dacă Iohannis nu este puternic și nu se luptă cu PSD, riscă practic să nu ia și-a încheiat mandatul. Al doilea. Riscă să nu ia mandatul al doilea. Și nebunii de-astea de-a lusică să desființăm Curtea Constituțională, eu sunt convins că la un moment dat chiar Curtea Constituțională va corecta această decizie, că nu-i prima pe care o corectează. 30 de secunde. Producătorul mă nebunește cu întrebarea asta, probabil că ați văzut știrea. Am avut închisori CIA pe teritoriul României? Nu știu. Nu știți? Nu știu, de unde să știu. Vă trădează zâmbetul. Nu mă trădează. Mie îmi vine să râd că toată lumea mă întreabă de azi dimineață treaba asta. Iar eu nu știu ca România să fie avut închisori CIA pe teritoriul. Nu România, Statele Unite pe teritoriul României. Nici asta nu știu. Dar Statele Unite pe teritoriul Statelor Unite din România? Nici asta nu știu, domnul Mănăstire. Nu știu. Mulțumesc mult pentru prezența, așadar, lucruri extrem de interesante. Revenim să le comentăm în a doua parte a emisiunii cu oameni extrem de informați pe acest subiect. Războiul continuă. Scurtă pauză și revenim.